femeie din localitatea Crișeni, județul Sălaj, ne-a cerut ajutorul pentru a face cunoscută trauma prin care a trecut după ce a ajuns într-un scaun cu rotile. Bogdan Gherghina Marian, vârstă de 49 de ani, a fost diagnosticată cu o costatroză bilaterală, iar după intervenția chirurgicală pe care a avut-o, ar fi contactat o bacterie, iar din păcate proteza a fost înlăturată și deznodământul a fost unul crunt. Nu a mai putut umbla. Femeia a primit cu împrumut un cărucior cu rotile de la o rudă, iar președintele Asociației pentru Capacitatea Abilităților Speciale, Ligia Măcelaru, în data de 26 aprilie 2020, a donat un cărucior cu rotile pentru a ajuta femeia în suferință. Doamna Gherghina le mulțumește celor care au ajutat-o până acum și speră ca să poată aduna cei 3.000 de euro, banii pentru operația de la sfârșitul de an, care ar putea o să o ajute să umble din nou. Când ne-a cerut ajutorul și sprijinul, nouă celor de la ZTV, ne-ați spus că ați avea nevoie și doriți să faceți o operație sau strâns ceva bani de atunci și până acum? Mulțumesc celor care m-au ajutat până acum, dar sunt foarte puțini și sper că până la sfârșitul anului să se mai poată adona, să pot să umblu din nou, că e foarte greu să stau așa.